Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Viața Gorjului. Așa cum vedeți și pe ecran, ne întoarcem la o temă care am abordat-o și anul trecut, cred că chiar prin aceeași perioadă, la un sfârșit de an școlar, aproape de încă unul care începe de la 1 septembrie, vorbim despre o instituție foarte importantă în viața școlii gorjene, e vorba de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională și nu puteam să nu invităm în studio pe domnul profesor Ion Elena, directorul acestei instituții, care îi spunem bine a revenit în studioul nostru. Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și pe telespectatorii dumneavoastră și la bună revedere, le doresc toate cele bune și dumneavoastră emisiuni cât mai multe și mai interesante. Mulțumim și, cum spuneam, cred că e o perioadă propice să discutăm despre subiecte la ordinea zilei în lumea școlii și datorită faptului că la fiecare sfârșit de an școlar sau cel puțin în ultimii doi, ca să fim mai corecți, instituția pe care o conduceți are un ciclu de manifestări intitulat chiar Zilele CJR, în care nu numai că veniți în spațiu public cu diverse activități, dar foarte mulți reprezentanți, atât ai actului educațional, și mă refer aici inspectorat școlar, Casa Corpului Didactic și alte instituții, dar și instituții administrative, Consiliul Județean, Prefectură și toate celelalte, vin, îi chemați pe toți la o masă pentru a discuta diversele probleme pe care le înfruntați în activitatea dumneavoastră. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj este o instituție conexă a învățământului preuniversitar din acest județ, o instituție cu un anume specific în activitatea pe care o desfășoară și de aceea, pentru a veni în sprijinul unei educații de calitate, a unităților de învățământ obișnuite din sistemul educațional, depune eforturi deosebite pentru a se face vizibilă, pentru a-și prezenta realizările în ceea ce privește educația și activitățile de asistență psihopedagogică pe care noi le desfășurăm. Anul acesta ne aflăm la ediția a doua a zilelor Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională, pe care noi le-am proiectat și le-am desfășurat în 19 și 20 iunie, fiind la ediția a doua în acest an, preconizăm ca în anul viitor să le desfășurăm ceva mai devreme, deoarece în această perioadă a lunilor aprilie, mai, iunie, mai toate unitățile de învățământ își proiectează anumite activități de anvergură, precum și partenerii noștri educaționali, partenerii noștri sociali, și pentru a evita suprapunerea, pentru a da o altă turnură și un alt conținut activităților, pentru a le face mult mai vizibile și mai eficiente, considerăm că este binevenit, după ce am stat de vorbă cu specialiștii din centrul nostru, cu partenerii și colaboratorii, să le desfășurăm ceva mai devreme și să încercăm să dăm o dimensiune ceva mai mult decât la nivelul județean, cel puțin la nivel interjudețean, dacă nu chiar și național. Dar cred că ar fi important ca această instituție pe care o conduceți și care se află, de fapt, aveți, să spunem așa, o dublă subordonare, partea administrativă către Consiliul Județean, iar partea educațională, cum era și firesc, către inspectoratul școlar, așa cum o mai fac și alte instituții, gen Palatul Copiilor sau chiar parțial și Casa Corpului Didactic. Da. Dar din această, tocmai aici, experiențele pozitive, cred că ar fi, e benefic ca ele să fie cunoscute și în alte județe. Și se mai întâmplă un lucru, dacă, să zicem așa, cu câțiva ani în urmă, această instituție, numai că era greu de pronunțat ca denumire, și acum e dificil, deci încă m-au foarte mulți, chiar oficiali, mai stâlcesc puțin numele instituției, deja, totuși, aceste inițiale au ajuns un brand, un nume cunoscut, deci știu cam cu ce se ocupă, fiecare știe cu ce se ocupă aceasta, nu numai în lumea școlii, chiar și dintre părinți. Ceea ce este deja un lucru pozitiv pentru o instituție relativ tânără în formula aceasta. Da, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională este o instituție relativ tânără, înființată în 2008, în 20 februarie. Ea
are în componență cabinetele de asistență psihopedagogică din unitățile de învățământ, cabinetele logopedice interșcolare și Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică, precum și Serviciul de Evaluare, Orientare Școlară și Profesională pentru copii cu dizabilități sau cu nevoi speciale de educație. Da, o să revenim asupra activităților pe care aplic, deci vă referiți la o, să spunem așa, la o, aveți o paletă largă de activități și vă adresați unei game foarte largi de elevi, de cadre didactice chiar. Însă, înainte de a merge acolo, haideți să vorbim puțin, să facem un bilanț, practic, al anului școlar trecut. Și mă gândesc aici, apropo de activitățile pe care le-ați avut în ultima perioadă, mă gândesc la încă una dintre ele foarte importantă, de anvergură, din păcate n-am putut să vă avem atunci invitat în această emisiune, e vorba de târgul educațional care s-a desfășurat în luna mai și care a strâns foarte mulți copii ca să vadă oferta școlară. Spun că e foarte de actualitate acest subiect prin perspectiva faptului că, iată, la sfârșitul acestei săptămâni, practic în perioada 4-8 iulie, copiii fac acele opțiuni, în cunoștință de cauză, sperăm noi, către licee. Deci, practic, cu ce ați muncit dumneavoastră acolo, cu rodul examenelor care le-au dat în ultimile săptămâni, elevii vor face opțiunea și, în funcție de medie, vor face opțiunea pentru liceul pentru următorii ani. Târgul de oferte educaționale desfășurat în luna mai la Colegiul Național Tudor Vladimirescu este o încununare a activității pe care consilierii noștri o desfășoară de-a lungul întregului an școlar prin cabinete, deoarece componenta de consiliere și orientare școlară și profesională pentru elevi, începând chiar de la ciclul primar și terminând cu ciclul liceal, este o componentă foarte importantă în ceea ce privește formarea și dezvoltarea personală și profesională a elevilor noștri. La acest târg au fost prezente cu standuri 15 unități de învățământ din municipiul Târgu Jiu. De fapt, noi am avut standuri și la nivelul județului, în mai multe centre. Și elevii gimnaziști, absolvenții claselor a 8-a, au avut prilejul să vină să vadă expoziția județeană de oferte educaționale cu acest prilej și să se confrunte cu mai multe oferte pentru ca ulterior să ia o decizie cât se poate de pragmatică și de realistă în ceea ce privește viitorul lor profesional. E vorba de orientare în carieră aici. Sigur că ei nu vor lua această decizie singuri, ei vor lua această decizie după o perioadă îndelungată de activitate de consiliere, de alte activități, de vizite pe la diverse agenți economici din municipiul Târgu Jiu, de întâlniri cu specialiștii, de discuții cu părinții, cu colegii, chiar și cu profesorii, cu Consiliul Profesorilor la clasa în care ei învață, precum și de activitatea de consiliere cu consilierul școlar din unitatea respectivă. Vreau să spun că acest târg a fost vizitat de peste 1000 de elevi din municipiul Târgu Jiu, de la clasele a 8-a, iar pentru prima dată în acest an școlar am avut vizitatori și de la clasele a 7-a, elevii de clasa a 7-a, pentru că procesul de orientare școlară și profesională consider că este un proces continuu, deoarece în opțiunile elevilor apar schimbări în funcție de evoluția pe piața muncii, precum și în funcție de interesele, de motivele, de înclinațiile și de aptitudinile fiecăruia. De fapt, aceasta este componenta foarte importantă în realizarea unui traseu profesional adecvat, care să se coroboreze cu dezvoltarea personală, cu calitățile pe care le ai într-un anume domeniu. Nu poți să spui că vrei să mergi la liceul de muzică și nu ai aptitudini, inclinații spre muzică, nu ai ureche muzicală, nu ai simțul melodiei al frumosului prin arta muzicală. Vreau să spun că, în acest sens, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională are în atenție realizarea unui studiu
care să se bazeze pe profilurile și specializările existente în rețeaua liceală a județului Gorj și pe baza unor teste de aptitudini care vor fi aplicate cu specialiștii noștri, încât să vedem care este opțiunea elevilor gimnaziști, absolvenți ai clasei a 8-a pentru profilurile și specializările din licee și să vedem care sunt specializările cele mai solicitate și dacă acestea corespund cu înclinațiile și aptitudinile elevilor. În funcție de acest studiu, noi vom fi foarte de folos unităților de învățământ liceal pentru realizarea viitoarelor profiluri și specializări, mai ales a claselor, a specializărilor de viitor, cu deosebire că politicile educaționale acum un loc central și o preocupare deosebită este realizarea și dezvoltarea învățământului profesional de care nu numai o bună parte din elevi au nevoie, ci însăși piața muncii. Se vede că ne lipsesc anumite meserii, anumite ocupații de pe piața muncii și trebuie să venim în acest domeniu, dar fără să neglijăm coroborarea acestor specializări, subliniez, cu aptitudinile și inclinațiile elevilor, încât ei să muncească cu plăcere, să le placă ceea ce fac și cu piața muncii, cu nevoile de pe piața muncii, cu trendul de dezvoltare. Deci trebuie să avem în vedere și planul local de dezvoltare zonală și regională a județului Gorj, pentru ca să avem o piață eficientă, adică să scoatem profesiuni, să scoatem copii pregătiți care să poată să își ocupe un loc de muncă, să aibă o activitate, să fie ocupați și să-și câștige un statut social mulțumitor. E o problemă și ați vorbit de orientarea profesională și este foarte importantă. Din păcate, poate acel psiholog din școală, acel specialist pe care îl vă reprezintă instituția la nivelul școlilor, poate are un rol mai important. Din păcate, diriginții cred că în unele cazuri nu se mai achită de această sarcină, dar constatăm în continuare că avem medici care nu le place de nicio culoare profesia, adică fac medicină ca să eventual să iau o șpagă mai mare sau să plece în străinătate. Avem profesori care n-au niciun fel de talent spre munca cu elevul. Avem, să spunem, ingineri care au înclinații umaniste sau inverse și mai puțin nu și-au descoperit la timpul necesar, să zicem, menirea. Ori, din acest punct de vedere, cred că aici un rol foarte important revine atât copiilor, dar și părinților. Însă avem situații și suntem chiar în aceste zile, spuneam, în această situație în care contează mai mult ce vrea părintele, că vrea să-l dea, să zicem, la nu știu ce liceu, că nu știu ce profil e bun sau că l-a terminat el cu 20 de ani în urmă, deși acela ori liceul nu mai e la fel de bun, ori profilul nu se mai caută. Deci din acest punct de vedere, cred că ar trebui să corelăm puțin, să se coreleze și părinți și elevi, sau și elevi și părinți, la ce se cere. Spuneați de la ce se cere pe piața muncii. Noi nu prea ținem cont de chestia asta, ci de o lungă tradiție. Deci avem, eu, bunicul a terminat un anumit liceu din Târgu Jiu, tatăl a terminat un anumit liceu, merge și copilul, deși poate el, cum spuneați, poate are inclinații spre muzică sau spre sport, ca să vorbim de cele vocaționale accentuat. Eu consider că în alegerea traseului profesional, opțiunea importantă este a celui în cauză, a elevului. Dar tot atât de importantă este și activitatea de consiliere pe care o dă specialistul, dar și consultarea părinților. Bineînțeles că acestea nu sunt determinante. Părintele trebuie să înțeleagă, este bine să înțeleagă ce aptitudini și ce calități are copilul, încât să-i asigure și să susțină un traseu de dezvoltare profesională conform cu aceste aptitudini. Este bine să trecem peste orgolii și să vedem partea plină a paharului, adică ceea ce este potrivit și ceea ce îi place copilului să urmeze, pentru că o profesiune făcută cu plăcere este o profesiune eficientă și este o profesiune care îl motivează și îl determină să se perfecționeze în acest domeniu și este și folositoare pentru societate. Degeaba noi vrem să formăm medici sau să formăm profesori cu
persoane care nu au înclinații spre acest domeniu sau nu îndrăgesc aceste domenii de activitate. Este foarte adevărat, există și situații în care, atât în sănătate cât și în învățământ și nu numai, apar și, să zic, cazuri de, între ghilimele, să spun, impostură profesională. Și de aceea ne trezim cu diferite situații de insucces sau de, în medicină, chiar și de drame, din nefericire. Este bine să vedem care sunt perspectivele de dezvoltare ale județului Gorj, care sunt domeniile prioritare de viitor în dezvoltare și să ne coroborăm orientarea spre aceste domenii. În momentul de față, Gorjul este un județ care, nu mă apuc eu să fac comentarii de natură economică, dar vreau să spun că este, poate fi un județ al turismului, poate fi un județ al serviciilor, poate fi un județ și este un județ al energeticii încă. Avem foarte multe ape, resurse naturale, deci putem să dezvoltăm întreprinderi mici și mijlocii care să aibă ca resursă materia primă din, eu știu, arealul geografic, din mediul natural. Și în acest sens se pot face diverse studii, iar noi ceea ce putem face este să dezvoltăm proiecte de parteneriat încât să-i convingem pe copii să se orienteze spre aceste domenii. În ceea ce privește orientare școlară și orientare profesională care să determine elevul spre obținerea satisfacției pentru sine și pentru ceilalți, considerăm că este bine să dezvoltăm în continuare programe de parteneriat, atât cu familia cât și comunitatea, să creăm situații concrete în care această triadă educațională, școală, familie, societate, să coroboreze la realizarea unei orientări profesionale sănătoase. Da, la nivelul, să spunem așa, al teoriei sau a celor ce rezultă din activitatea dumneavoastră, da, această triadă ar trebui să funcționeze sau chiar funcționează. Din nefericire, suntem într-o epocă în care suntem după o criză economică, dacă am ieșit sau nu din ea, cu probleme materiale uriașe, cu părinți care lucrează până la ore târziu, dar sunt plecați în străinătate pentru un loc de muncă, cu copii de foarte multe ori care au o consiliere sau, în orice caz, o supraveghere doar pe timpul cât sunt la școală și, bineînțeles, cu factorul familie care funcționează extrem de defectos sau deloc. Practic, școala a rămas singură pe această triadă să facă câte ceva. Și de multe ori nu reușește să facă acest lucru. Dumneavoastră aveați meritul de a lansa chiar în această primăvară o inițiativă care a fost, din câte știu, a fost preluată de minister, aceea în care să venim cu acel psiholog, psihopedagog școlar, mai aproape de copii, în sensul să beneficieze mai mult de serviciile lui, adică de la circa 800 copii cât sunt acum în medie pentru un asemenea post, să coborâm măcar la 600, dacă nu chiar și mai jos. Ce ne puteți spune despre această inițiativă, ce mai știți despre ea sau sunt speranțe să o vedem pe ea pusă în aplicare undeva din această toamnă? Vreau să vă spun că colaborarea noastră cu instituțiile județului este una foarte bună, îndeosebi cu Consiliul Județean, care este instituția ce finanțează activitatea Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională, precum și cu Inspectoratul Școlar Județean, care este instituția ce coordonează metodologic acest centru. Am făcut demersul în numele Centrului Județean către Ministerul Educației pentru coborârea normării înființării unui post de consilier școlar psihopedagog de la 800 de elevi cât este în prezent și cât este prin lege la 600 de elevi. În acest demers am fost susținut de Consiliul Județean, personal de președintele Consiliului Județean, domnul Ion Călinoiu, care a înțeles foarte bine rolul și locul centrului nostru în viața școlii gorjene și al psihologului școlar în
viața școlii. Ce vreau să spun, că după aceea a apărut să apară dinspre minister un zvon al înființării unui post de consilier școlar pentru fiecare unitate de învățământ, indiferent de numărul de elevi pe care aceasta îl are, deci indiferent că are 1500 de elevi sau 200 și de elevi, să beneficieze fiecare școală de un post de consilier școlar. Până acum nu s-a materializat această idee, dar sperăm pe viitor să se ajungă la o soluție acceptată de toți, prin care să dăm șansele tuturor elevilor să beneficieze direct de activitatea unui consilier școlar. Adică fiecare unitate de învățământ să aibă un cabinet de asistență psihopedagogică. În momentul de față, circa 30% din populația școlară a județului Gorj nu beneficiază direct de serviciile de asistență psihopedagogică. În lipsa acestora, noi suntem cei care suplinim acest serviciu prin specialiștii pe care avem în cadrul Centrului Județean de resurse și Asistență Educațională și prin cabinete de asistență psihopedagogică cel mai apropiate de unitatea de învățământ respectiv. Am înțeles. Apropo că vorbeam de mesaje în alte emisiuni, chiar dacă am pornit mai greu și după pauză, e un mesaj aici în care cineva ne spune salutare domnilor, mai puțin, da, din păcate mai puțin, salutare domnilor, ne-ați deschis o problemă. Ne-ați deschis o problemă interesantă vis-a-vis de situația CJR și altor instituții dedicate educației. Dar oare se mai face educație cu adevărat în România? Vreau să spun că acest domn pare puțin pesimist. Eu cred că sunt situații în care și unități de învățământ chiar se face educație cu adevărat. Nu aș putea să fiu atât de pesimist, dar în același timp îi dau dreptate și îi simt de departe îndoiala. Și cred și înțeleg starea în care se află dumnealui. Este adevărat, în domeniul educației, în domeniul sănătății, al culturii, al cercetării, dacă nu punem în fiecare zi ceva nou, riscăm ca aceste coordonate fundamentale ale unei societăți să pălească și să nu mai susțină dezvoltarea întregii societăți. Cred că trebuie să ne gândim foarte serios la viitorul școlii și implicit al educației. Și cred că aici trebuie să venim cu încadrare, cu resurse de o valoare deosebită. Când se spune în lege că învățământul este prioritar, el trebuie să fie prioritar în toate domeniile. Atât în încadrarea cu resurse umane, atât în motivarea prin salarii și atât în ceea ce privește credibilitatea și oferirea unor servicii educaționale ireproșabile prin calitate și performanță. Da, dar avem o mare problemă. Asta și din perspectiva celor spuse de dumneavoastră, în general în învățământ, în ultimii ani, nu mai vin oamenii atrași de sistem pentru că au ceva să spună în domeniu, au o anumită aplecare spre domeniul respectiv, ci vin oameni, poate de eșalonul 2, oameni care vin să-și găsească un loc de muncă în sistem. Se împacă una cu alta? Niciodată. Eu am intrat în sistemul de învățământ trecând prin furcile caudine ale unor teste de aptitudini. Aptitudini muzicale, aptitudini estetice, aptitudini în ceea ce privește dicția, comunicarea, pe cum și celelalte activități sau celelalte examene legate de nivelul de cunoștințe. Știu că în învățământ, mai ales la liceele vocaționale, liceele pedagogice, veneau cei mai buni absolvenți ai gimnaziului, adică acei elevi care erau cu premiul întâi la absolvirea școlilor generale. Și nivelul de educație era unul ireproșabil, la standarde de performanță deosebite. Cred că atât în ceea ce privește activitatea la ciclul primar, la educația timpurie preșcolar primar, cât și la în ceea ce privește activitatea educațională și de învățare, de cercetare mai târziu, în liceu și trecând la mediul academic, avem nevoie de oameni cu vocație pentru învățământ. Nici de cum de oameni care să vină, că mai e un loc și la școala cu tare, hai să mă duc eu acolo, că gata.
Nu este așa. Nu suntem nici la CAP trebuie să te pricepi ca să mergi. Nu mai există CAP-uri acum. Vor fi ferme complexe, ferme specializate pe anumite domenii. Este foarte mult de muncă în România. Ne este greu să ne organizăm. Și observ în ultima perioadă o atitudine nesănătoasă față de muncă. Tocmai datorită faptului că nu știu ce se întâmplă. E o chestiune care ține și de educație, e o chestiune care ține și de transferul de interes dinspre generațiile trecute spre cele prezente, dar cred că este și o chestiune care ține foarte mult de context. Da. Și criza de modele. Aici trebuie să lucrăm. Și poate instituția pe care o conduce are un rol foarte important din acest punct de vedere. Însă, pentru că vorbeam de aceea, de acolo am pornit, de la faptul că trebuie identificate aptitudinile copiilor și iată că instituția dumneavoastră, chiar și alte instituții, mă gândesc la chiar programe pe care le-a derulat în ultimii ani cu finanțare externă Inspectoratul Școlar, încearcă să identifice foarte devreme talentele sau opțiunile elevilor, să încerce să-i facă să opteze cât de cât în cunoștință de cauză elevii și părinții spre viitoarea carieră. Dar la fel de adevărat este că mergem în licee, nu mai vorbesc în facultăți care, de fapt, dumneavoastră vă adresați mai mult învățământului preuniversitar, unde tinerii par destul de busolați, deci vin în fruntă realitatea crudă de zi cu zi, fără să fie pregătiți de foarte multe ori să facă față acestor provocări. Din acest punct de vedere, ce ar fi de făcut? Am spus, este o stare de pesimism în ceea ce privește, eu știu, orientarea spre o anume profesie, datorită faptului că atât cei care termină liceul, cât și cei care termină facultățile, nu reușesc să găsească după aceea un loc de muncă. Sau ei se pregătesc pentru un anume domeniu, datorită răbufnirilor de orgolii din partea părinților sau unor prieteni apropiați, sau chiar și din partea lor, și să zicem, sunt foarte mulți absolvenți de drept, unde să se mai ducă? Absolvenți de științe economice, unde să se mai ducă? Nu mai vorbesc de cei care termină liceele, ei toți refuză să se reorienteze dacă nu găsesc pe un domeniu pentru care ar găsi. E vorba de aici de o atitudine de flexibilitate și dinamism, adică de adaptare rapidă la situații noi. Pentru că există acest concept pe care noi încă nu îl dezvoltăm în această țară, al învățării pe tot parcursul vieții sau al educației permanente, de când ne naștem până când nu mai suntem, trebuie să învățăm. La noi încă nu s-a încetățenit acest lucru. Paralel cu trebuie să învățăm sau cum a învățat pe tot parcursul vieții, înseamnă a și munci pentru a fi pregătit oricând să schimbi un anume mod de a te ocupa, o anume ocupație cu o altă ocupație. Asta nu înseamnă că dacă te desprinzi de ce ai făcut până acum și faci altceva de mâine, nu poți să fii mulțumit de ceea ce faci. Există diferite situații în care foarte mulți și-au schimbat profesiunea și chiar sunt foarte mulțumiți de nou job, de noua ocupație. Bine, aici ține cont acest lucru și de contextul pe care îl găsesc. Adică e greu să spunem în Gorj să ai cineva care a avut o profesie minerit, să spunem, în energetică în general, să-și găsească în alt domeniu un turist, tot vorbeați dumneavoastră mai devreme de oportunitățile din Gorj. Pe de altă parte, este clar că accentul pe care îl pune inclusiv Comisia Europeană, Uniunea Europeană în general, este de învățare pe tot parcursul vieții. Ne gândim chiar la acele programe cu finanțare europeană adresate sistemului de educație, vorba de fostul Comenius, de Erasmus Plus și de celelalte. Din acest punct de vedere, practic, cei din Europa, instituții europene, ne pregătesc sau ne forțează să ne pregătim să vedem și alte lucruri, să vedem alte experiențe ca să ne adaptăm la ce se cere de la noi. Însă, porneam discuția noastră de astăzi de la acea sărbătoare pe care ați avut-o în urmă cu câteva săptămâni, de fapt doar câteva zile. E vorba de zilele CJRAE aflate la, spuneam, a doua ediție. Ce a adus nou aceste manifestări? Și aș vrea să începem discuția noastră mai elaborată pe acest subiect cu
cu apariția unui nou număr al revistei instituției dumneavoastră, o revistă care, iată, a ajuns, are deja 3 numere și începe să se impună la nivel local, cel puțin. Da, în această perioadă, în paralel cu derularea ediției a doua a zilelor CJRAE, care au avut ca temă de dezbatere CJRAE, resursă semnificativă a sistemului educațional, și care s-a desfășurat pe două paliere, unul legat de provocări și realizări în activitatea de consiliere psihopedagogică, iar celălalt e vorba de realizări și provocări în ceea ce privește terapia tulburărilor de limbaj, pentru că în cadrul CJRAE își desfășoară activitatea și 11 specialiști, profesori specialiști în terapia tulburărilor de limbaj. Avem cabinete de logopedie în mai multe unități de învățământ, cabinete interșcolare. Și un alt domeniu pe care am fi vrut să-l dezvoltăm era vorba despre practici sociale responsabile și eficiente în activitatea de asistență socială. Pentru că prin serviciul de evaluare și orientare școlară și profesională a copiilor cu dizabilități, avem și o componentă de asistență socială prin care specialiștii noștri se deplasează la domiciliul acelor elevi care au probleme de sănătate și realizează anchete sociale cu anumite nevoi pentru asigurarea unor servicii sociale către acești copii, pentru că avem situații în care trebuie să stabilim dacă un anume elev aflat într-o situație de risc în ceea ce privește sănătatea, nu poate să facă deplasarea de la unitatea de învățământ, de acasă la școală, este nevoie să stabilim un program special de intervenție, un program care să asigure dreptul lui la educație la deplasarea profesorului sau învățătorului la domiciliul elevului. Ceea ce am reușit să facem cu succes până în prezent. Plus că mai avem un număr de peste 400 de elevi care beneficiază de o alocație de sprijin pentru fiecare zi de activitate la clasă. Este o alocație care se regăsește în susținerea hranei zilnice și trebuie să mergem periodic acasă să realizăm o anchetă socială, să vedem care este situația lor familială, situația economică a familiilor în care aceștia trăiesc și să-i susținem prin aceasta, atât cât ne permite legea. Vorbeați despre familia ca instituție educațională. Vreau să vă spun că, din perspectiva observațiilor noastre și a studiilor pe care le-am făcut, în momentul de față, atât în județul Gorj, cât că și la nivelul țării, este același fenomen, familia este într-o situație de criză. Pentru că absența locurilor de muncă din țară a determinat migrația adulților către țările din spațiul comunitar pentru căutarea unui loc de muncă, iar o bună parte dintre copii au rămas aici în grija bunicilor, a fraților mai mari, în grija prietenilor, în grija fraților, surorilor și a altor persoane. Nu avem încă centre de asistență socială suficiente și atunci a trebuit să găsim soluții de moment, soluții de sprijin. Acestea le-am realizat prin intermediul unităților de învățământ apropiate, prin grupurile educogene, clasele din care fac parte acești elevi, dezvoltând anumite programe de voluntariat și sprijin, mai mult sub aspect economic, de susținere materială, prin strategia națională de acțiune comunitare pe care o derulează și o coordonează Centrul nostru Județean de Resurse, precum și prin acest sprijin prin serviciile de asistență psihopedagogică. Dumneavoastră vorbeați de copiii a căror părinți sunt plecați afară și da, care traversează greu situația, însă mai avem o grupă și este din ce în ce mai numeroasă, cel puțin în ultimii 2-3 ani, aceia elevilor care au fost plecați afară cu părinții și care, datorită faptului că în Spania, în Grecia sunt și alte țări, lucrurile merg, nu mai merg la fel de bine cum mergeau, părinții au fost obligați să-i aducă în țară cu rudele sau
chiar cu o parte din ei, adică să rămână doar tatăl sau doar mama plecați, iar acești copii care au stat mulți ani, de multe ori, de la 2-3 ani până la chiar 7-8 ani în afară, se adaptează foarte greu spațiului român. Din acest punct de vedere, școala și familia practic nu-i pot ajuta foarte mult decât în măsura în care vin specialiști spre ei sau eventual niște proiecte. Nu am făcut o situație acestor copii, nu știm cât sunt, dar ei sunt, deoarece... Probabil câteva sute. Personal m-am confruntat cu situația unei nepoate după ce a stat vreo 10 ani în Spania. Este mai ușor să meargă din România și să adapteze la un sistem educațional dintr-o altă țară comunitară decât să vină, de pildă, dintr-o țară comunitară să revină la sistemul educațional, deoarece programele de învățământ, conținuturile disciplinelor de învățământ prezintă o diferență cam de aproape 2 ani școlari în ceea ce privește nivelul de cunoștințe și ei sunt puși în situația să recupereze o parte dintre cunoștințe prin examene de diferențe în momentul în care se întorc din spațiul comunitar spre România. Asta presupune un efort intelectual deosebit, presupune o situație de stres, o situație de adaptare, consum energetic și în aceste situații este necesară activitatea de consiliere, intervenția specialistului, nu numai în consilierea elevilor, dar și în consilierea părinților, a tutorilor care, în grija cărora se află părinții în situația respectivă, colaborarea cu școala, cu consilierul diriginte, cu profesorii, pentru ca să reușim să reintegrăm acest elev în activitatea școlară și în viața cotidiană de la noi. Eu nu cred că este imposibilă reintegrarea, dar necesită un plus de interes și de activitate specializată. Spuneam că din acest punct de vedere, nu știu cât de pregătite sunt școlile, cu siguranță specialiștii dumneavoastră pot să compenseze în mare măsură această lipsă a școlii. Însă, și vorbeam și înainte de emisiune puțin, suntem într-o perioadă mai ciudat așa la nivel european, mondial și o să vă dau de la problemele meteo cu schimbările acestea bruște de temperatură, de vreme, de excepții ale vremii sau în orice caz ce provocă ea, la conflicte de natură politică gen Ucraina și celelalte, la pe scena noastră politică diverse lucruri, la anumite excese ale tinerilor de orice natură, parcă toată lumea are o problemă, toată lumea se grăbește, toată lumea este agitată, toată lumea în schimbare. Cum le vede, să spunem așa, specialistul toate aceste lucruri? Sau au ele o legătură între ele? Cu alte cuvinte, vreau să spuneți că în jurul nostru este... o furtună permanentă. Da. Este o realitate la care unii se adaptează mai ușor, alții se adaptează mai greu, iar foarte puțin cred că nu se adaptează. Și atunci apar consecințele. Consider că tulburările care există în societatea românească scot în evidență oarecare situație de instabilitate, ceea ce în interacțiunea cu fiecare om nu conferă un anume confort, un anume echilibru. În ceea ce privește factorii individuali care intră în joc în această situație, pe lângă cei care se simt prea siguri pe ei, vorba de o stimă de sine ridicată, cred că e necesară în acest moment și pe lângă stima de sine și stăpânirea de sine. Trebuie să realizăm acel echilibru intern, un echilibru afectiv, care să ne menține pe noi la reacții firești la fenomenele care se întâmplă în jurul nostru, atât în ceea ce privește spațiu politic, spațiu societal, în ceea ce privește situația transfrontalieră. Sunt frământări, este adevărat, în ceea ce privește fenomenele climatologice, acestea nu pot fi prevăzute nici de specialiștii
în domeniu. Ați văzut că au anunțat o lună iunie sau o vară fierbinte cu temperaturi între 35-40 de grade, iar noi în iunie acum ne-am confruntat cu situații de duș scoțian, câteva zile de căldură, după aceea frig și așa mai departe. Este foarte adevărat că în schimbările acestea brusce care există la vreme, organismul consumă foarte multă energie pentru a se adapta într-un timp foarte scurt. Ați văzut, ieri au fost, să zicem, 30 de grade, mâine sunt 15, o diferență de 15 grade pe un interval de timp foarte scurt. Ei, în cazul acesta, da, este o vorba de un stres climateric. Cum putem să ne adaptăm? Păi, noi dezvoltăm în școli deja programe de stil de viață sănătos, noi dezvoltăm programe care să întărească, să zicem, starea de bine la liceu și nu numai, cum, deci să învățăm pe copii cum să reacționeze la schimbări. Noi dezvoltăm programe care să monitorizeze și să medieze în ceea ce privește situații de conflictogene care există, nu prea mari, dar e bine să sau reacțiile în situații de conflict, pentru că putem vorbi și de un conflict intern aici în situații de este foarte bine să știm să reacționăm și să ne păstrăm siguranța, securitatea personală. Consider că o persoană echilibrată emoțional, bine structurată, o persoană care învață zi de zi și care știe ce să facă, cum să procedeze în astfel de situații, nu va fi niciodată, să zic, cuprinsă de teamă, de frică, de sentimente negative, nu va intra, cu alte cuvinte, în panică. Este bine să ne păstrăm calmul, liniștea interioară, prin a da putere gândului, prin autosugestie și prin acțiune, să știm ce să facem în momentul respectiv. Dar cred că o temă de casă foarte importantă pentru politicieni, care nu dă bine deloc pentru copii, mai ales că văd și ei, și nici pentru adulți, să lase ceata și să apuce de treabă. E foarte necesară treaba pentru această țară, pentru că această țară nu este organizată în clipa de față. Trebuie să organizăm o societate ca să funcționeze, iar ca să funcționeze, este nevoie ca toată lumea să-și vadă de lucru, să se autoperfecționeze, să se ocupe și să vorbească mai puțin și să muncească mai mult. Da, cred că a zis foarte multe, poate fi chiar un program politic, dacă ar fi să ne gândim. Eu nu sunt membru de partid și nu-mi place politica. Ar putea fi un program politic pentru un partid în sensul de a face aceste lucruri pentru România, dacă, nu diverse alte, dacă să spunem vor așa. Să asculte, este bine, dacă nu, noi facem ce am învățat la școală. Da, problema e că, din nefericire, sunt de natura teoriei și mai puțin a practicului în România de astăzi. Capra vecinului pe care o ducem din istorie, o continuăm cu prisosință și la acest moment. Ca să nu mai vorbim de alte lucruri care nu ne prea fac cinste ca popor și ca societate la acest moment. Păi este bine că atunci când vedem că vecinul își aduce lemne din munte să se încălzească peste iarnă și are mașina la poartă, să încercăm să-l ajutăm să o descarce mai repede, să și le pună la adăpost, nu să-l reclamăm că a furat lemnele. Asta este o chestiune care ține tot de educație. Este și o problemă a reflexului din trecut, un reflex comportamental. Suntem încă prea dominați de sentimentele negative în care invidia excelează. Și nu e bine. Să știți că, apropo de cei care se uită la noi, ne spune cineva, da, copilul trebuie motivat, în primul rând, trebuie să-i placă să vină la școală și tot ce se face în școală trebuie făcut în funcție numai și numai de activitatea trebuie făcută doar în funcție de trebuințele copilului. Cum am ghicit. Copilul trebuie să fie, este centrul oricărei activități educaționale. El este partenerul nostru, nu este supusul nostru. Și aici mă întorc iarăși spre spațiul școlii. Foarte mulți dintre colegii noștri profesori consideră că el este magister dixit și uite că magister dixit a murit de mult. Iar copilul este sclavul, el trebuie să se supună și să asculte. Nu, copilul este partenerul nostru, are aceleași drepturi ca și noi. Trebuie să-l ascultăm cu foarte multă înțelepciune, să-l citim dincolo de ceea ce ne prezintă el de masca lui, de fața lui cingașa, și să vedem că dincolo se găsesc foarte multe lucruri pe care el nu poate să ne le spună, dar trebuie să-i le spunem noi, pentru că le putem citi. Ei,
Și aici venim. Dincolo de specialitatea pe care are fiecare coleg al nostru din învățământ, trebuie să posede un bagaj serios de cunoștințe în ceea ce privește psihologia și pedagogia învățării. Până când nu vom realiza acest lucru, nu vom avea un învățământ performant la care visăm. Deci, componenta psihopedagogică a formării și dezvoltării profesionale a colegilor noștri din învățământ, alții decât cei care se ocupă de acest domeniu, lasă foarte mult de dorit. Iar pentru aceasta trebuie să dezvoltăm programe. CJRA este pregătit să suplinească, să completeze acest gol pe care l-au în formarea și dezvoltarea profesională colegii noștri. Foarte mulți poate o să reacționeze potrivit sau nepotrivit la ceea ce spun eu, dar trebuie să înțeleagă că este adevărat ceea ce spun. Am constatat-o după observație atentă și responsabilă în interiorul sistemului și în relațiile de colaborare și de lucru pe care le-am avut cu aceștia. Și mai e o problemă. Nu încălzește pe nimeni de să vii la catedră și să spui eu am 3 facultăți, am nu știu câte doctorate, am nu știu câte, dacă relația ta cu copilul este una distantă sau în orice caz nu ajungi să-l cunoști pe cel din fața ta. Are dreptate telespectatorul nostru. Trebuie să facem din școală un spațiu de sărbătoare. Copilul să vină la școală cu plăcere și să plece de la școală zâmbind. Atunci vom spune că am făcut ceea ce este bine pentru copil, iar copilul este cel care va avea grijă de noi mâine. Atunci vom forma acele generații, acei oameni proactivi, oameni responsabili, oameni care să reacționeze pozitiv la ce se întâmplă în jurul lor, nu să fie inerți, pasivi, să nu intereseze ce se întâmplă. Eu privesc acum că suntem la vremea teiului și mă uit la teiul de lângă bloc și mă bucur în fiecare dimineață când inspir mireasma florilor de tei și mă întristesc când văd un adult care trage de ramura teiului să o despice ca să ia florile. Și mă întristesc și de lipsa de reacție a celorlalți. Până când nu vom fi responsabili, până când nu vom fi cetățeni activi cu înclinații prosociale și cu activități pentru societate, nu vom reuși să câștigăm teren în comunitatea internațională, în comunitatea țărilor civilizate. Ați adus în discuție și îmi propusează și eu să discutăm astăzi. Din păcate, timpul acordat emisiunii noastre este foarte puțin. Mai sunt și alte emisiuni. Da, cu siguranță. Vorbim de anul cetățeniei active, anul internațional cetățeniei active în anul acesta. Cu atât mai mult. Și faptul de a învăța pe tinerii noștri, pe elevii noștri să devină cetățeni de bază ai Uniunii Europene, ai noi construcții europene, înseamnă foarte mult. Extrem de mult și mă duc la un exemplu concret și mă repet poate. Păi nu avem cum să fim cetățenii activi atâta timp cât mama își duce copilul de mână, ea poartă pe un cărucior un sac cu deșeuri, copilul poartă și el o plasă cu deșeuri și merg și împreună le aruncă în albia râului. Spunem că avem și dezvoltăm programe pe protecția mediului, iar râurile noastre sunt sufocate de deșeuri. Ce putem face? Cum privim la râu, ne dă nota comportamentului nostru. Am ieșit din zone populate și am intrat în zonele sălbatice, împădurite. Nu am mai văzut deșeuri. Concluzia este următoarea. Cine este cel mai distrugător dintre poluanți, dintre poluatori? Omul. Aceeași ființă. Am dat numai un domeniu. Cu sublimul și ridicolul. Nu mai vorbesc de alți factori de și alte elemente și exemple de poluare. Cu siguranță ar mai fi și altele de discutat. Suntem la începutul unei vacanțe de vară și pentru elevi și pentru cadre didactice. Încă nu s-au terminat examenele naționale. Urmează o vară fierbinte din acest punct de vedere, data asta pentru cadre didactice și examenele care le așteaptă. Ce v-a spus dumneavoastră de pe agenda în 30 de secunde pentru această vară? Eu îmi doresc o vară normală, atât mie cât și celorlalți colegi din învățământ, celor care nu se pot bucura de o vacanță, celor care lucrează în alte domenii de activitate, le doresc un concediu liniștit și o viață echilibrată în care dorințele și aspirațiile să se regăsească la fiecare pas. Multă sănătate și să încercăm să fim mai activi astăzi decât am fost ieri și nu vom regreta că trăim după aceea într-o societate la care visam cândva. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Și eu vă mulțumesc. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Viața Gorjului. Mulțumim pentru atenție. La revedere!